Bună, draga mea urmăritoare! Iată ce model superb de unghiuțe de Crăciun ți-am pregătit și de această dată. Acest model de unghii de Crăciun este foarte frumos, spectaculos, rapid de făcut și abia aștept să-l vezi. Începem din nou în stadiul în care apexul este finisat, lateralele unghiuței, patul unghial, marginea liberă, absolut totul este finisat și aplicăm o culoare de gel alb pe toată unghiuța, indiferent care ar fi el. În cazul meu, eu folosesc Karat French Over de la Gelaxio. După ce am uscat gelul alb, fără să degresez, fără să fac nimic, mă ajut de pensula Nail Art de la Diamond Nails și de gelul 018 negru, tot de la Diamond Nails, și încerc să-mi schițez conturul unui glob de brad, unui glob de Crăciun, unui glob de iarnă sau cum vreți voi să-i spuneți, pentru a-l crea pe niște modele de unghiuțe de Crăciun. Așadar, pensula aceasta mă ajută foarte mult, fiind subțire și maleabilă și se mișcă așa cum vreau eu, se ondulează aici pe tipsul meu, cum îmi doresc eu, și iată ce contur subțire, mai subțire ca și un creion, aș putea să spun, mi-am creat aici ca eu să pot picta apoi după acest contur. Ideal ar fi fost chiar fără un contur să lucrăm, deci conturul acesta să nu se cunoască deloc, însă nu este nicio problemă și cu contur merge tot așa de bine. Draga mea urmăritoare, nu uita că dacă la Diamond Nails în secțiunea comentarii, dacă îți plasezi o comandă de minim 100 de lei, pui codul Ionela, primești o reducere de 20%. Ai înțeles bine, 20%, și să nu te stresezi să-ți cauți produsele după denumirea ce eu am spus-o. Poți să le găsești direct în descrierea acestui video sau fixat în comentariu sub acest tutorial. Așadar, uită-te ori în descriere, ori în primul comentariu fixat de mine și vei vedea link-uri și toate aceste detalii despre reduceri în acele descrieri. Acolo vei mai vedea și alte descrieri, cum ar fi că te invit și te aștept cu mare căldură pe canalul meu de cursuri online de manicură pe Patreon, unde din 1 noiembrie și până în 31 decembrie, în fiecare zi de luni, postez câte un curs cu modele de unghii de Crăciun. Și dacă te înscrii în nivelul superior, și anume nivelul cu numele Întreținere, ai acces gratuit la nivelul Crăciun, plus nelimitat acces gratuit la cel diverse. Spune limitat pentru că la acesta de Crăciun ai acces doar cât este valabil el, și anume până în 31 decembrie, căci după aceea nu vei mai fi nevoită să pictezi modele de unghii de Crăciun. Da? Pentru că se termină sezonul de iarnă, sezonul rece. Așadar, draga mea urmăritoare, te aștept cu drag pe acel canal, să te abonezi acolo la nivelul de întreținere, da? Nivelul cel mai superior financiar vorbind. Iată, pentru că aici mi s-a părut puțin prea gros conturul cu negru, am luat o pensulă limbă de pisică și am șters puțin de lângă și nu se mai cunoaște absolut deloc. Am retușat și îmi place foarte, foarte mult cum arată. După care voi usca la lampă și continuăm după aceea. Draga mea urmăritoare, te invit cu drag să te înscrii în nivelul de întreținere, deoarece în data de 1 ianuarie 2020 va fi o extragere ce are ca și premiu pentru 5 dintre abonate o ședință în privat cu mine de minim o oră și maxim 3 ore, în care poți să-mi adresezi întrebări despre unghiuțe câte vrei tu în timpul acesta. Și eu zic că este foarte important să beneficiezi de acest premiu, pentru că foarte multe dintre voi aveți întrebări, foarte multe aveți nelămuriri și nu aveți cui să le adresați aceste întrebări, iar mie, dacă mi le adresați în perioada respectivă, dacă ați câștigat, o să fiți foarte, foarte fericite căci vă voi răspunde la aceste întrebări.
Draga mea urmăritoare, nu uita sau afli acum în premieră că eu susțin cursuri de bază de manicură și în fața, la fața locului, în salonul meu din Bistrița Năsăud, pentru că eu sunt din Bistrița Năsăud, draga mea, și te aștept și pe tine de oriunde ai veni, de oriunde locuiești tu în acest moment. Următorul curs de bază îl am în data de 27, 28, 29, 30 decembrie 2019. Și, draga mea, urmăritoare, este foarte cool faptul că toate cursantele mele din anul 2019, în data de 1 ianuarie, vor intra într-o tombolă ce are ca premiu un curs gratuit de minim 400 de ron în anul 2020. Nu-i așa că e tare? E foarte tare! Bun, să revenim aici la tutorialul nostru de modele de unghii de Crăciun cu gelul Silver de la Noblesse Nails. Pictez acest metal prețios de la globul meu de astăzi. Draga mea urmăritoare, nu uita că și la Noblesse Nails, dacă în secțiunea cod reducere voucher scrii codul Ionela, primești o reducere de 10%. Și mai ales atenție că vine Black Friday, fă-ți o listă lungă cu tot ceea ce vrei să comanzi și poți să comanzi atât de la Noblesse Nails, atât de la unghiifalseangro.ro, de la Moonly, de la Buff, de la nu știu mai cine, Spectru, de la toate firmele de la care eu îmi achiziționez produse și sunt foarte, foarte mulțumită și iată, da iată, uite ce gel frumos! Este așa bun de mâncat, este formidabil. Se numește G.3.5 și este tot de la Noblesse Nails. Și draga mea, mai ales că vine Crăciunul, eu cred că este necesar să-ți faci o apoziționare amănunțită și cu foarte multe nuanțe de roșu, așadar pune-l în lista ta de cumpărături și repede, repede du-te și fă-ți o comandă pe Noblesse, pentru că acest gel este minunat, este foarte, foarte păstos, nu curge, poți să-l aplici până sub eponichium fără să-ți atingă cuticula, asta dacă ai și o pensulă bună, cum ar fi limbă de pisică, tot de la Noblesse Nails, care ți-o recomand cu drag și pe aceea și de ce nu poți să o achiziționezi chiar în setul de 3 pensule, unde găsești și pensula Nail Art numărul 2. Este un pic mai grosuță decât aceasta cu care eu lucrez în acest moment. Așadar, deja ai 3 produse în listă să ți le comanzi de la Noblesse și cred că o să fie și la ei Black Friday. Așadar, profită de reducerile ce urmează să fie pe site-ul lor. Mie, pur și simplu, îmi place foarte, foarte mult acest roșu focos, așa, nici prea portocaliu, nici prea roze. Este o nuanță între, atât de perfectă, atât de bine detaliată, încât mie, eu una mă topesc după acest gel. Draga mea, nu știu cât de bine mă auzi sau cât de bine mă înțelegi ceea ce vorbesc, sunt puțin răgușită și da, hai să-mi fac puțin reclamă. Sunt răgușită pentru că astăzi am avut prima zi de curs sau unui curs de bază la mine în salon în Bistrița, deci după cum spuneam, și am avut în prima zi teorie, așa că de dimineață de la 9 până după masă la ora 17 am vorbit aproape minut cu minut și chiar se simte, nu credeam că acum când o să fac vocea la acest video o să mă afecteze, dar chiar simt că mă doare gâtul. Eu de multe ori mă gândeam când spun cântăreții, cântărețele, că mă scuzați, sunt răgușită sau, nu știu, da, dacă sunt la un concurs spun, îmi pare rău, dar vocea mea mă lasă de data asta, că am cântat ieri la o nuntă sau, nu știu, ceva de genul ăsta. Nu credeam, credeam că e ceva de genul așa, o fiță, ceva de genul, așa, să se dea mari, să-și facă reclamă, bine, cum fac și eu acum la cursul de bază. Da, se pare că e chiar pe bune și că doare gâtul, nu neapărat doare, dar ustur așa și simți că pierzi puterea de a vorbi, nu ai putere să rostești cuvântul până la capăt.
Bun, draga mea, reclamă la cursurile online mi-am făcut, reclamă la cursurile din salon mi-am făcut. Acum rămâne să te aștept să te înscrii. Cum te înscrii? La cursurile online ai link în descriere și poți să dai click acolo și ai nevoie doar de un card și de datele personale. Iar după aceea, de multă răbdare și pasiune în acest domeniu, ca să urmărești toate cursurile care sunt deja pe Patreon, pentru că ai acces la toate, în sensul că dacă te înscrii la nivelul de întreținere, ai acces la toate 3 nivelele de cursuri și la toate videoclipurile postate de când e lumea, de când am deschis eu acest site, da? Adică din luna mai. Iar pentru cursurile de la fața locului, din salon, din Bistrița Năsăud, de asemenea găsești link în descriere sau în primul comentariu fixat de către mine sub acest video. Intri în privat cu mine și cu drag îți voi oferi toate detaliile legate de preț și program și înscrieri și așa mai departe pentru cursul de bază din 27, 28, 29, 30 decembrie 2019. Mă laud în continuare și vreau să spun că 27 e ziua mea, așa că poate bem o cafeluță de ziua mea împreună aici în salon. După ce am terminat de uscat gelul roșu, aplic top coat și anume eu aplic gel 2-in-1 Polish Base de la Diamond Nails. Iar după ce îl usuc și pe acesta la lampă, îl degresez deoarece are strat de dispersie, adică strat lipicios, da? Îl degresez ca să pot să pictez în continuare niște desenuțe, așa, niște modele pe acest glob de brad, glob de pom, glob de Crăciun. Și mă folosesc de gelul Paint Gel, tot de la Nobles, pentru că îmi place foarte mult, nu curge deloc. Unde îl pui acolo stă și este foarte, foarte pigmentat. Asta este un lucru care îl ador și îl apreciez la acest gel. Este foarte pigmentat. Iar cu pensula mea minune de la Diamond Nails mă descurc splendid, magnific. Desenez aceste cerculețe pe globul meu, până la urmă nu foarte fixe sau nu foarte perfecte. Vei vedea până la final că sunt și mai haotice liniuțele. Important este să arate bine per total la final, astfel încât să avem un model de unghii de Crăciun superb. Da? Draga mea urmăritoare, dacă ai ști să dai pe secțiunea comunitate de pe canalul meu de YouTube, o să vezi acolo că am creat un sondaj pentru tine și anume în acel sondaj am adresat întrebarea următoare: ce ai vrea să vezi pe canalul meu până de Crăciun? Și sunt 3 opțiuni, 3 răspunsuri și anume modele de Crăciun, sau o construcție sau o întreținere. Te aștept și pe tine acolo, abia aștept să votezi, să văd care este cea mai mare dorința voastră, adică ce câștigă din această întrebare. Și dacă îmi permite timpul, o să postez practic toate 3 oricum, dacă nu doar cea care a câștigat. Însă te aștept cu drag și pe tine acolo să bifezi un răspuns în votul... sondajul de acolo. Chiar te rog să găsești această secțiune. Pur și simplu e ceva de genul pagina de pornire, apoi videoclipuri, apoi playlist-uri și urmează comunitate. Te rog mult, intră acolo și dă un vot în sondajul meu ca să știu ce-ți dorești de la mine, ce-ți dorești să vezi pe viitor. Poți să lași și într-un comentariu sub acest video, de ce nu? Dar s-ar putea să nu îl văd foarte bine, să zic așa, pentru că sunt foarte, foarte busy în ultima perioadă și cam greu mai răspund la comentarii sau le văd, dar la anul altfel îmi planific timpul și s-ar putea să reușesc să mă ocup mai mult de canalul meu de YouTube, așadar stay close, stai aproape de mine și vei vedea lucruri frumoase și magnifice pe canalul meu în viitor, pentru că asta îmi planific în agenda de anul viitor.
să câștig cât mai multe urmăritoare, să cresc canalul de YouTube foarte mult. Apropo, te rog, distribuie cât mai multe videoclipuri de pe canalul meu, rețelele de socializare, Facebook, pe grupurile de manicură sau pe paginile tale private, să se aboneze cât mai multă lume și să facem până de Crăciun 50.000 de urmăritori. Ce ziceți? Reușim asta? Faceți voi asta pentru mine? Și nu de alta, în trecut, acum câțiva ani, un an sau doi, făceam giveaway-uri. Însă am observat că nu au succes și că lumea totuși nu se înscrie. Așadar, te rog, gratuit, fără să mai primești ceva ca și un cadou, fă asta pentru mine. Dacă mă iubești, dacă ții la mine, distribuie cât mai multe videoclipuri, dar recente, ia dă-i, ultimul, anteriorul, celălalt, distribuie cât mai multe videoclipuri pentru mine, zilnic sau când îți amintești tu, ca să încercăm până de Crăciun să facem 50.000 de abonați. Să vedem, reușim lucrul ăsta. Mă rog, nu neapărat până de Crăciun, până în 1 ianuarie, deci până la sfârșitul anului. Acum fiind 38.600, ce ziceți? În 2 luni, da? În 2 luni fără 5 zile, reușim să facem 11.400 de abonați. Cam mult, așa-i. Dar știți cum se spune, nu? Cele mai nesimțite vise, vise sau visuri? Nu știu exact cum se zice corect acum. Mereu am un dubiu între asta și când vreau să scriu undeva, dau un search pe Google să văd cum e corect. Am îmbolinat-o acum. Știu că voi sunteți cârcotașe și o să săriți pe mine. Nu contează. Eu știu că fac o greșeală și de aceea am încercat să corectez așa, cum că sunt conștientă. Bun, și știți că visele astea cele mai îndrăznețe, cele mai nesimțite, deci e vise până la urmă, nu? prind viață, cu cât sunt mai nesimțite, cu atât au mai mult curaj să prindă viață. Bineînțeles și dacă facem ceva pentru ele, nu doar dacă ne rugăm la Dumnezeu sau nici măcar atât și ne gândim doar la ele așa din când în când. Un vis important pentru noi este acela la care ne gândim mai mereu, când nu e important să ne gândim la altceva, cum ar fi copilul, casa, banii, ce mănânc, ce plătesc, de unde am bani și așa mai departe. Când ai puțin timp liber, fix la aia să te gândești. Asta înseamnă un mare vis, așa cum am eu mai multe. Eu am să crească canalul de YouTube până la 50.000 de urmăritori în 2019, să am un sterilizator cel mai profesional în salon, să schimb frezele și pentru cursante, să am freze maraton la toate cursantele. Să zic oare toate? Vreau să-mi fac implant de păr. Nu știu, în momentul ăsta, voi urmăritoarele care sunteți mai vechi, mai noi, mai așa, eu am probleme cu podoaba capilară, am mai puțin decât alții și m-am interesat puțin și nu e așa de costisitor să-ți faci implant de păr și am un plan și asta. Dar că nu știu cum o să arăt după o perioadă de maxim o lună de zile. Nu că mi-ar fi mie groază că o să trebuiască să mă tund zero, ci că eu am mai fost însă zero și bănesc că știi asta, nu? Și nu mi-a stat rău deloc. Ci pentru că nu pot să cred, se termină videoul. Nu pot să cred! Ci pentru că o să arăt urât până se vindecă rănile. Te pup, draga mea! Am pus clipiciul 020 de la Get Nails. Găsești link în descriere și la acest clipici. Îl desclipicesc și gata, asta este. Îți mulțumesc, distribuie, te rog mult, cât mai multe videoclipuri, abonează-te, dă like, dă share, comment and everything. Nu știu ce să mai zic. Am început să povestesc despre visele mele și am pierdut noțiunea timpului. Te pup, draga mea urmăritoare. Zâmbește și visează, visează nesimțit, ca să se îndeplinească cât mai multe. Te pup și ai grijă de tine. Pupici, 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 pupici.